Statul nu are o soluție pentru a opri demisiile în masă de la căile ferate ale Moldovei. Agenția responsabilă de administrarea proprietăților publice dă vina pe conducerea CFM, care a rezitat să dea în chirie spațiile nevalorificate de întreprindere și să vândă fierul uzat. Solicitat de TV8, directorul căilor ferate a răspuns la apel, doar ca să ne spună că este în concediu. Avem bunuri care nu sunt utilizate mai mult de 10 ani în cadrul întreprinderii. Aceste bunuri trebuie să fie valorificate. Dacă nu sunt utilizate și calea ferată nu are de gând să le utilizeze, iar ele prezintă o valoare financiară. Despre ce bunuri mai exact vorbim? E vorba despre niște, practic, putem să-i zicem, fier uzat. Ori, dacă o să le vedeți în imagini, nu putem să vorbim că acestea sunt locomotive sau sunt vagoane, chiar dacă ele pe hârtie figurează sub așa denumire. În plus, directorul APP spune că șefii de la calea ferată pot obține bani pentru achitarea salariilor angajaților din darea în chirie a spațiilor nefolosite, doar că nu vor. Am solicitat conducerii căi ferate obligatoriu să fie depus tot efortul pentru a valorifica toate încăperile neutilizate doar prin darea în locațiune, nu în altă metodă, ori calea ferată are astăzi peste 65.000 de metri pătrați netransmiși în locațiune, 65 de metri pătrați neutilizați în procesul tehnologic. Contactat de TV8, directorul interimar al CFM, Serghei Tomșa, a refuzat să vorbească cu noi. Da. Domnule Tomșa, bună ziua. Tatiana German de la TV8 vă deranjează. Eu sunt în concediu. Da, avem nevoie de o mică reacție. Eu sunt în concediu. Bine, când reveniți dumneavoastră din concediu ca să vă putem telefona? Amintim că ieri sindicaliștii au solicitat implicarea directă a prim-ministrului Dorin Recean pentru a soluționa problema restanțelor salariale la întreprinderea Calea Ferată a Moldovei. Majoritatea angajaților de acolo nu și-au luat salariile din martie, iar din această cauză peste 700 au demisionat. Guvernul nu are deocamdată o soluție. Suma datoriilor salariale la CFM constituie acum peste 150 de milioane de lei.